Bună ziua! Vreau să vă spun, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi la ședința extraordinară. Vreau să vă transmit la mulți ani la toată lumea, să avem un an nou bun și dumneavoastră și presa și să facem ceea ce așteaptă oamenii de la noi în anul ăsta. Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001. La ședință absentează domnul Vasile Murariu de la PSD, e bonlav după cum bine știți, domnul Hopșa de la Partidul Național Liberal, știți de ce absentează? Bonlav? Doamna Monica Anton, da? Și domnul Doinel Boca. Ok. Deci suntem 31. Constatând că la această ședință sunt prezenți 31 de consilieri județeni din totalul de 35 consilieri în funcție, inclusiv președintele Consiliului Județean, declar ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței anterioare desfășurate în data de 22 decembrie 2016. Cine este pentru? Voturi împotrivă, se abține cineva, cu 31 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât, cu permisiunea dumneavoastră, nu o să-i mai dau citire. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă două proiecte de hotărâre, respectiv. 1. Proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 276/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă unui proiect de interes județean. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Județean Neamț. De asemenea, propun analizarea acestora la pozițiile 6 și 7 din ordinea de zi, punctul diverse urmând a fi renumerotat. Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, se abține cineva? Cu 31 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct, secretarul județului dorește să facă o precizare. Vă rog. Permiteți-mi să vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbaterii și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței nerespectarea acestor prevederi legale, atrăgând nulitatea absolută a hotărârii adoptate. Domnul Corduneanu și-a manifestat dorința la punctul 3. Mai este cineva? Nu. În regulă. Atunci, la punctul 1 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea majorării bugetului județului Neamț pe anul 2016. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține. Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține. Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrativ-Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Econeamț din zona 3, județul Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Da, vă rog. Așadar, abia acum putem spune că vorbim despre administrație publică.
Să știți că grupul PNL a analizat când am anunțit acest proiect. Așa. Și să știți că de fiecare dată când dăm un vot, în spatele votului există ceva real. Există acest studiu despre care mulți vorbesc necunoștiți de cauză. Să știți că fiecare vot are un singur adevăr în spate. Abia astăzi ați rezolvat chestia care am, la care am făcut referire și acum dăm un vot favorabil. Mulțumesc frumos! Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. 31 de voturi. 30, da, scuze. Dumneavoastră n-ați votat. Da. Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 316/2016 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea județului Neamț aferente proiectului sistem ăsta dacă s-o sistemul botat... de management. Nu, nu, e revocarea de pe zona cealaltă, zona 3. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget, Comisia Servicii Publice, Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. 31 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Neamț numărul 156/2016 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale ale acționarilor ale unor agenții economici de interes județean. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de avizare pentru acest proiect. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 276/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă unui proiect de interes județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 7 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Județean Neamț. Rog Comisia Juridică să prezinte raportul de avizare la acest proiect. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. 31 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. Dacă la capitolul diverse aveți de ridicat vreo problemă? Nu? Atunci, nemai fiind alte probleme înscrise în ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței și vreau să vă mulțumesc pentru prezență.